Două gondole ale unei roți panoramice au luat foc azi noapte în timpul unui festival de muzică organizat în apropiere de Leipzig. Un rapper german care cânta pe scenă când a izbucnit incendiul s-a declarat consternat și șocat de cele întâmplate. 30 de persoane au fost rănite și aproape 20 au fost duse la spital pentru tratament. Potrivit presei, printre răniți sunt și câțiva polițiști.